O mamă a povestit despre durerea de a fi însărcinată de 24 de ori și cum are doar 2 copii în viață. În ultimii 23 de ani, femeia în vârstă de 49 de ani a avut 17 avorturi spontane și 5 copii au murit înainte de a împlini un an. Femeia, care este din Manchester, vorbește acum despre durerea ei pentru că vrea să elimine stigmatul care înconjoară pierderea unui copil. Ea a spus că simte că subiectul este încă tabu în cadrul grupurilor sud-asiatice și că a experimentat-o direct cu familia sa. Femeia a spus că cei dragi ei nu vorbesc cu ea despre aceste lucruri deoarece cred că s-ar putea să o rănească. Este prea multă tristețe, de aceea nimeni nu abordează astfel de lucruri, a declarat ea pentru BBC Northwest Tonight. Mama, care a suferit atât de multe pierderi din cauza unei afecțiuni genetice rare, a spus: "Nimeni nu m-a întrebat măcar dacă sunt bine sau dacă mă mai gândesc la copiii mei. Nu trece o zi în care să nu mă gândesc la copiii mei." Ea a spus că durerea pierderii a 22 de copii și-a pus amprenta, dar a vrut să se deschidă pentru a-i ajuta pe alții care ar putea să fie într-o situație similară. Imtiaz a avut câteva sfaturi simple pentru ei. Nu vă ascundeți. Dacă vă ascundeți, nu veți reuși. Trebuie să vă deschideți și să vorbiți despre aceste situații, altfel veți ceda. Un alt cuplu din Anglia, ambii în vârstă de 29 de ani, au vorbit de asemenea în speranța de a rupe tăcerea. Femeia a suferit 2 avorturi spontane în ultimii 2 ani și a spus că mulți încă păstrează durerea pentru ei înșiși. "Cred că este ascunsă, este cu adevărat ascunsă sub preș", a declarat și Sarina pentru BBC Northwest. Ea a mai spus că există și ideea că o persoană care încearcă să rămână însărcinată ar trebui să stea departe de cineva care a pierdut un copil, pentru că este contagios. Sarina a adăugat: "Aceasta este una dintre stigmatizările care trebuie să fie distruse." Vic a spus că a primit o reacție mixtă atunci când a vorbit despre pierderea copilului. În timp ce unii bărbați au spus că i-au ajutat să facă față traumei, alții au avertizat că nu este ceva despre care ar trebui să vorbească, relatează avantaje.ro.